La nivel național, lucrurile stau însă altfel. România încă se află pe locul 8 mondial la rata mortalității potrivit unei statistici din 2022. Cu toate acestea, județul Gorj are o scădere semnificativă în ceea ce privește accidentele rutiere mortale. Numărul de accidente rutiere grave a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii ani, susține IPJ Gorj. Analiza dinamică a accidentelor rutiere cu urmări grave relevă faptul că în anul 2023, comparativ cu anul 2022, în județul Gorj s-au înregistrat 59 de accidente grave, soldate cu decesul a 20 de persoane, rănirea gravă a 44 de persoane și rănirea ușoară a altor 45 de persoane. De asemenea, comparativ cu anul 2022, se constată scăderea numărului persoanelor decedate în accidente grave cu 65%. Scăderea accidentelor mortale se datorează acțiunilor de prevenire pe care cei din IPJ Gorj le-au făcut și le fac în continuare pe șoselele din județ.